Într-adevăr, rezultatele de pe la finalul anului 2021 au fost unele care ne-au mulțumit. Ba chiar aș putea spune că ne-au depășit așteptările. Nu e neapărat o surpriză extraordinar de mare pentru noi, în sensul că am făcut toate demersurile de-a lungul anului și în special începând cu 2020, când am avut mari dificultăți în a pune în funcțiune fabrica pe care o vedeți în spatele meu. Spuneam că am făcut mari eforturi pentru a optimiza toate fluxurile de producție, altfel spus, să încercăm să strângem cureaua, dar în același timp să creștem productivitatea prin optimizarea tuturor operațiunilor pe care colegii mei și întreaga echipă de altfel le realizează. Ei bine, plecând de la sesizarea că spre sfârșitul anului 2021 problemele cu fluxurile de aprovizionare au devenit unele foarte, foarte grave, și indirect ne-au afectat și pe noi. Ne așteptam parțial la chestiunea asta, văzând că toate costurile au avut un trend ascendent. Am făcut în primul rând eforturi de a optimiza materiile prime pe care le utilizăm, de așa natură încât să nu mai fie nevoie să generăm deșeuri, să nu generăm rebuturi, astfel încât am omis, de exemplu, operațiunile de slitare a hârtiei în fabrică și aducem toate materiile prime direct procesate, direct pregătite la dimensiunea de care avem nevoie. E bine, a contribuit la optimizarea pe care noi am reușit să o realizăm și faptul că majoritatea clienților noștri au înțeles faptul că trebuie să contribuim la economisirea resurselor și au înțeles că putem standardiza anumite categorii de produse. Ăsta a fost, de altfel, elementul primordial care ne-a permis să optimizăm inclusiv fluxurile de aprovizionare pe repere puține, pe puține tipuri de hârtie pe care să le folosim, pentru că aici, în fabrica pe care o vedeți în spatele meu, ne ocupăm în special de procesarea hârtiei. Ei bine, m-am bucurat foarte mult că întreaga mea echipă a înțeles necesitatea de a ne focusa toți pe reducerea costurilor și am încercat permanent să găsim și alte alternative la reducerea cantităților de deșeuri, de exemplu prin schimbarea mai rară a fluxurilor de pe un produs pe altul. Colegii spuneam că s-au mobilizat, astfel încât am redus foarte mult inclusiv timpii de schimbare a modelelor pe liniile tehnologice. Asta ne-a permis ca la finalul anului 2021 să obținem o cifră de afaceri care a depășit cu 120% rezultatele pe care le-am avut la finalul anului 2020, care nici alea nu au fost unele foarte proaste. Noi ne așteptam, de altfel, la începutul pandemiei, să avem niște rezultate oarecum în scădere, în schimb, ca urmare a creșterii cererii de ambalaje destinate în special sectorului de food delivery, inclusiv pe finalul anului 2020, noi am înregistrat o creștere a principalului indicator, sigur o creștere moderată, nu una extraordinară. În schimb, în anul 2021, așa cum vă spuneam anterior, pe de o parte cifra noastră de afaceri mai mult decât s-a dublat. În schimb, ca urmare a eficientizării tuturor fluxurilor, bucuria a fost să constatăm pe finalul anului că am avut o profitabilitate EBITDA spectaculoasă, zicem noi, în sensul că am depășit undeva 450% comparativ cu 2020, care spuneam că n-a fost un an nici ăsta foarte prost.